Vama Racovăț se va redeschide în vara acestui an. În urma discuțiilor purtate între oficialitățile celor două țări, s-a avansat ca și data de deschidere a vămii de la granița cu Ucraina sfârșitul lunii iulie. Prefectul Dan Echifor a confirmat că în vara acestui an se va redeschide vama de la Racovăț. Au întâlnit ambasadorii, reprezentanții ambasadei Ucraine și a României și au stabilit ca o dată previzibilă de deschidere a vămii 31 iulie 2016. În conținere în care inclusiv partea ucraineană se va achita de obligațiile referitoare la condițiile pentru înființarea unui birou vamal de trecere a frontierei. Prin redeschiderea vămii de la Racovăț vor apărea oportunități și variante de drum pentru transportatorii care merg la Botoșani, Iași, Suceava și Neamț. Este o rută alternativă de intrare în țară, pentru că una majoritatea transportatorilor merg prin vama Albița și atunci ar mai scurta, ar fi vorba de câteva sute de kilometri scurtați pentru cei care vin în județele Iași, Neamț, Suceava. Punctul de trecere a frontierei Racovăț de la granița cu Ucraina este închis de aproape 6 ani. În anul 2010, o firmă din Bacău a câștigat licitația pentru reabilitarea acestui punct vamal, termenul de finalizare a lucrărilor fiind 15 martie 2011, numai că societatea care ar fi trebuit să execute lucrările a intrat în faliment. A trebuit organizată o nouă licitație și reluate lucrările. Între timp și partea ucraineană a demarat lucrările la punctul de trecere a frontierei.